Potrivit unui comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pe harta de priorități a Comisiei Europene apare construirea autostrăzii Constanța, București, Bacău, Suceava, Siret, Cernăuți, Ternopil, Liov, Varșovia. Gheorghe Flutur reamintește că a vorbit despre necesitatea construirii acestui coridor la Liov în 2017, în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți din Polonia și Ucraina. Dacă autostrada București, Bacău, Suceava, Siret, A7 este o certitudine, adică are finanțarea asigurată, Comisia Europeană ia în calcul coridorul de la Siret spre Cernăuți-Ternopil, care are 212 km lungime și coridorul Ternopil-Liov de 200 de km, în total 412 km plus 30 km până la granița cu România, a transmis Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Președintele Flutur a adăugat că este convins că după terminarea războiului din Ucraina, autostrada A7 din România va continua prin Ucraina spre Polonia, iar Suceava va deveni, cum a mai fost în istoria ei, un mare oraș de tranzit pe autostrada Nord-Sud, o autostradă care va duce la dezvoltarea acestei zone. Am intuit bine atunci să fac astfel de demersuri și sunt hotărât ca împreună cu ucrainenii și polonezii să continuăm acțiunile noastre de promovare a acestui culoar de transport rutier, care să ridice zona din punct de vedere economic și turistic, a declarat Gheorghe Flutur.